Bună seara, e ziua românilor astăzi, de aceea o să discutăm despre noi, despre românii de pe cele două maluri ale Prutului, despre problemele pe care le avem în această regiune. Și i-am invitat în studio în această seară pe istoricul Octavian Țicu. Bună seara, domnule Țicu. Bună seara. Și publicistul Vitalie Ciobanu. Bună seara. Bună seara. Mai târziu ni se va alătura și deputatul român Bogdan Rodeanu. Îl așteptăm cu mare drag în studioul nostru. Da, mă uitam azi pe rețele, pe rețele de socializare și la felul cum se manifestă românii de pe cele două maluri ale Prutului în ziua asta. Noi cu inimioare, tricolore, cu... În partea cealaltă nu prea am văzut un la fel de mare entuziasm în această zi. Și chiar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce credeți că noi trăim parcă mai din plin această zi a românilor? Domnul Țicu. În general, românii au intrat într-o formă postmodernistă, așa, de percepție asupra identității și românității. Și lucrurile astea sunt dictate de marile schimbări care le impune și Uniunea Europeană și proiectul european și la nivel european, pentru că volens, nolens, Uniunea Europeană, deci chiar dacă are un slogan admirabil, unitate în diversitate, de fapt șlefuiește foarte multe dintre trăsăturile acestor națiuni. Și în Europa Occidentală, să știți că trăim o formă postmodernistă, pe locuri mai apar tresărirea ale acestor identități de secol 20, interbelic, la Belle Époque, atunci când se formau națiunile și trăirile erau cumva altfel. Europa a intrat într-o altă fază și cred eu, dintr-un anumit punct de vedere, lucrurile astea sunt firești. Da, chestia lumea este într-o condiție de globalizare în care naționalismul, în formele sale în care noi ne-am obișnuit a fi, intră în coliziune soft, așa, cu tendințele de globalizare. Noi am rămas undeva în afara acestui spectru. La noi bătălia identitară este esența lucrurilor care se întâmplă în Republica Moldova. Este fiecare zi, cum spunea și marele nostru poet Grigore Vieru, cum mai merge la război în fiecare zi. Asta este lupta pentru identitate în Republica Moldova. Și de ce să nu recunoaștem că în 30 de ani noi nu prea am avut plenar posibilitatea de a ne bucura de data de 1 decembrie, 27 martie, exact, da. Date care reflectă chintesența României, românismului. Acum noi avem această ocazie. Eu personal trebuie să recunosc că astăzi am fost și la Peresecina și la Orhei, pe drum am călătorit și am ascultat postul nostru Moldova 1. Deci Moldova, Teleradio Moldova, așa. Deci radio național, deci eu m-am simțit ca în România. A, în sfârșit, mă gândeam că a fost ceva extraordinar, vreau să-i felicit, apropo. Dar dacă suntem la altă post televiziune, dar un radio este un radio. De stat. Eu am rămas surprins și felicit pe toți cei care au făcut grila zilei de astăzi la radio național. N-am ascultat, bănuiesc că a fost... Și cântecele și intervențiile, deci a fost o adevărată sărbătoare a românilor și lucrul ăsta s-a resimțit și în Parlament, și în spațiu public și... Eu cred că este un moment fericit pentru noi toți și ne-am dorit ca el să devină, de fapt... Și apropo de întrebarea pe care ai adresat-o, noi în ultimul timp am inoculat românilor de peste Prut foarte multe lucruri pe care ei le-au preluat, inclusiv, spre exemplu, Ziua Limbii Naționale. Exact, și Ziua Limbii. Și multe alte chestiuni care țin de niște aspecte pe care românii le trec cumva cu vederea. Pentru că pentru ei sunt firești. Așa, așa este, așa este. Da, domnul Ciobanu, punctul dumneavoastră de vedere, de ce? Eu înțeleg că a fost o sete în perioada sovietică, noi am avut o sete de a ne exprima românește și de a ne etala cumva aceasta. Atunci înțeleg că asta nu se putea și acum, într-un fel, recuperăm? Asta facem? Sigur, recuperăm o perioadă nefastă când... Nu puteam să ne exprimăm liber când românismul era pus la index,
când puteai să faci ani de pușcărie pentru simplu fapt că, nu știu, strigai niște lozinci, niște sloganuri naționale în preajma statuiei lui Ștefan cel Mare sau depuneai niște flori acolo, ne amintim bine vremurile alea, cei care au făcut studenții în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, prigoana care exista și în spațiul universitar, în mass media, prigoana împotriva intelectualelor, era un soi de persecuție insidioasă. Nu, sigur că nu mai venea tăvălugul stalinist, epoca aceea feroce rămăsese în urmă, dar existau forme mai subtile de strangularea spiritului național. Și da, aveai de suportat niște consecințe. După 89 sau după 91, mai exact, de când am dobândit independența pe partea asta a Prutului, da, evident că am intrat într-un proces de recuperare avansată, dar de o recuperare poticnită, de fapt. A fost așa, flux și reflux, cum bine știm. Niciodată n-am avut niște legislaturi care să ducă lucrurile mai departe, până la capăt, eu știu, până la... Îmi amintesc de câte ori ne-am chinuit cu sărbătoarea limbii, de câte ori am simonosit denumirea acestei sărbători și așa mai departe. Devenise o obsesie denumirea limbii și simbolurile naționale. Acum, da, respirăm liber, slavă Domnului, și sigur, dacă n-ar exista fundalul ăla la care probabil ne vom referi, o să vorbim despre groaznic din preajma noastră, atunci am fi și mai fericit. Și deputatul român Bogdan Rodeanu. Bună seara, domnule Rodeanu. Bună seara, sunt onorat să fiu în această seară alături de dumneavoastră și de invitați. Da, eu chiar vreau să vă întreb ce v-a făcut să veniți în această zi frumoasă de sărbătoare, să veniți la Chișinău. Păi am sărbători ziua națională a României. La Chișinău. Și avem același tricolor, aceeași cruce, aceiași frați, aceiași prieteni, aceeași limbă. Și a fost o chestie mai mult de suflet, ca să spun așa. Și totodată și un semnal că continuăm și ba mai mult accelerăm sprijinul pe care Parlamentul României, statul român, îl oferă Republicii Moldova. Da, spuneți-ne, iată, ați văzut sărbătoarea, felul în care s-au manifestat basarabenii, inclusiv pe rețelele de socializare, dar probabil ați avut azi și niște întâlniri așa, tot în contextul ăsta. Cum vi s-au părut moldovenii noștri? La fel ca România, la fel ca românii, plin de speranță și totodată cu mari temeri. Ce o să întâmple la iarnă, ce o să întâmple în Ucraina, cum va fi viața de mâine, cum va fi viața fără Federația Rusă, fără resursele pe care le-au livrat către întreagă Europa până acum. Aceleași teme de discuții sunt le-am avut. La fel temerile de aici și sunt la fel de pronunțate ca și în România sau în România sunt un pic mai nuanțate, sunt un pic mai nuanțate, dar să știți că efectul diaspora este același și în România și în Moldova. Aha. Adică oamenii sunt racordați la realitățile europene și la contextul european, la un impact mult mai mare față de ceea ce simt pe plan local. Pe plan local sunt nuanțele acelea vis-a-vis de problemele specifice ale țării. Și am stat de vorbă astăzi cu oamenii și vă spun drept, aceleași probleme și în România și în Uniunea Europeană și în Moldova. Da. O să luăm pe rând câteva subiecte și noi o să le dezghiocăm în seara asta. Sigur, cu ajutorul dumneavoastră, prima temă pe care mi-am propus să o discut cu domniile voastre e unirea. Pentru că noi foarte mult timp am tot discutat despre subiectul ăsta, l-am discutat până l-am compromis și ideea asta, noi aici ne-am cam obișnuit să compromitem tot, și noțiuni, și culori, și așa mai departe. Nu prea mai merge, dumneavoastră ați încercat cu sloganul ăsta și din punct de vedere politic, și vreau să vă întreb, de ce credeți că nu mai merge sloganul ăsta în campaniile electorale, din punct de vedere politic în general? Primul lucru este că în acești 30 de ani Rusia, Federația Rusă a lucrat pe mai multe paliere în care a făcut lucrul ăsta practic imposibil. Și mă refer chiar la instrumentalizarea vârfului de lanci, așa, la Partidul Popular Creștin Democrat. De acolo, da. Care a fost o filieră așa FSB-ului, care a știut cum să manipuleze și în cel de urmă să compromită ideea unionistă. Pentru că a mai existat o tentativă deja în perioada
mandatului domnului Chirtoacă și a Partidului Liberal, care a fost ultima manifestare, de asemenea compromisă prin alianța cu Plahotniu. Al doilea lucru, desigur, moldovenii în acești 30 de ani au dezvoltat un anumit simț al statalității, așa să spunem, care se așează pe două etaje. Deci primul ar fi cel de statalism euroasiatic filorus pro-rus, care are transnistrizarea ca finalitate și aspirațiile de integrare europeană. În condițiile în care al treilea element important, criza, de fapt, a partidelor unioniste a fost accentuată și de faptul că s-au înmulțit, iar în condițiile alegerilor din 2021 a intervenit factorul aur, care definitiv a compromis șansele intrării noastre în Parlament, pentru că noi nu puteam face alianță cu aur. Iar aur a venit cu o singură condiție, ca noi să facem campania electorală sub sigla aur, renunțând total la tot ce însemna, de fapt, platforma unionistă pe care am creat-o după alegerile prezidențiale. Pentru că după alegerile prezidențiale era un trend ascendent, pentru că am luat cel mai mare scor unionist înregistrat vreodată de un lider pe o platformă unionistă la alegeri prezidențiale. Și atunci, sigur că cetățenii Republicii Moldova, referindu-mi concret la anul 2021, au judecat prin prisma lipselor de șanse a ambelor componente unioniste și au votat Partidul Acțiuni și Solidaritate, care era partida câștigătoare pro-european. Și am să închei cu un lucru mai puțin neplăcut. România și-a schimbat discursul. Și România nu mai etalează chestiunea unionistă în termenii de secol XIX-XX, inclusiv până probabil la Traian Băsescu, care a fost ultimul lider, așa să spunem, de stat, care a vorbit deschis despre unire. Poate nu mai e realistă? Eu cred că aici au intervenit mai mulți factori, inclusiv deci apartenența la Uniunea Europeană și la NATO, care a schimbat accentele și politicile statului român față de Republica Moldova. Asta nu înseamnă că ideea unirii nu există, nu este perenă și persistentă în mentalul românesc și în clasa politică românească. Dar există o situație paradoxală în care, fără a renunța în mod deschis la ideea unirii, așa cum se întâmplă și cu reunirea cu Transnistria, deci noi, atât pe malul stâng, cât și pe malul drept, avem o ezitare în a ne asuma în mod direct și nu știm, de fapt, la ce ar duce asta, care ar fi consecința. Da, pe de altă parte, ne uităm inclusiv la sondajul care a apărut astăzi. Vedem că numărul unioniștilor în Republica Moldova încet, dar crește. Și crește, m-am uitat așa cam din 2013, e în permanentă creștere. Și dacă dăm încă mai în urmă, că vorbeați de Partidul Popular Creștin Democrat, pe atunci ei luau cam 11%. Da. Acum e cam 30-32% acest. Maxim a fost 15% în mandatul lui Ghimpu. Exact. Da. Și iată în această situație foarte interesantă. Pe de o parte avem acest segment de unioniști în creștere, dar nu avem Partidul Unionist în Parlament. Cum explicați această situație? Ce se întâmplă la noi? Da, întrebarea asta s-a mai formulat și e o dilemă aici, cum să răspunzi la ea, pentru că e un paradox, cum ați menționat și dumneavoastră, foarte mult, practic păturile culte, toți intelectualii, clasa de mijloc, atât cât există în Republica Moldova, destul de fragilă, dar totuși s-a mai coagulat, pe urmă diaspora, toate schimburile, mobilitatea asta transfrontalieră. Suntem înfrățiți în cuget și simțiri, cei care simțim românești și asta a fost mereu, indiferent de duritatea vremurilor. Acum, pragmatic, politic vorbind, sunt câteva cauze. Una, că liderii care își asumau acest slogan n-au convins, pe partea morală, pe partea și de eficiență politică, prin discurs, păreau cumva anacronici, veneau cu un discurs ușor arhaic, care nu mai convingea, de pildă,
o zonă a tinerilor, eu știu, da, sau intelectualelor. Erau cumva asociații acești lideri cu anii 90, începutul anilor 90, când și-au jucat un rol. Firește, au avut un rol istoric atunci necesar, dar după care n-au mai știut să se adapteze vremurilor. Și cum spunea și colegul Octavian Țicu, și România evoluând în paralel, și-a schimbat discursul, viziunea, a început să vadă mai în complexitate această problemă, iar aici lucrurile au rămas cumva înghețate, fixate așa ca o, nu știu, insectă în chihlimbar, discursul ăsta unionist. El trebuia adaptat la vremurile noi. Sunt mulți unioniști, da, sunt în jur de 35, unii avansau cifra mai optimistă de 40%, dar la ultimele alegeri majoritatea unioniștilor au votat partidul PAS, da, și au votat-o pe Maia Sandu. Deci nu putem trage o concluzie automat că respectiv unionismul este slab reprezentat. El este reprezentat, dar nu poartă eticheta de unionist, de unire acum, unire imediată cu România, ci o unire văzută ca o perspectivă fezabilă, dar la care ar trebui să contribui și anumiți factori, și de ordin intern, dar și de ordin extern, internațional. Da. Eu aș pune accentul, totuși, dacă mai permiteți, da. Pe calitatea liderilor unioniști. Cred că ei au cam tras în urmă unii dintre ei, cei care... Dar dumneavoastră nu vi s-a părut niciodată stranie chestia asta că ei, imediat când apare un lider unionist care cât de cât trage după el electoratul, imediat apar alți câțiva care îl mănâncă. Da, e un soi de autobruiere. Un adevăr pe care eu nu l-am spus niciodată la televiziune, pentru că nimeni n-a înțeles, de fapt, întreaga dificultate care am dus-o după campania prezidențială. Deci eu, în 2 luni de zile după alegeri, am pierdut 5 organizații teritoriale. Deci oameni care fie au fost corupți, fie au fost agenți infiltrați care s-au retras și încercând să compromită, fie au fost constrânși să se retragă pentru că au avut anumite funcții, după care, deci pe rând, s-a început această prelucrare care a venit pe filiera aurului și o rivalitate constantă care a fost cu oameni care au pierdut din start această bătălie, așa cum a fost alegerile prezidențiale, și care nu ne-au permis să ne erijăm într-un pol unic în condițiile în care, deci de peste Prut, a venit aur. Iar în plus la asta, chiar partidul politic care ne-a susținut pe noi în toată campania, PMP-ul din România, în timpul campaniei electorale a susținut deschis PAS-ul. Da. Deci Cristian Deaconescu, așa cum era liderul PMP-ului, care noi aveam semnat la Sinaia acord de susținere, deci în plină campanie, între a doua săptămână, a cerut tuturor susținătorilor să aleagă PAS. Și atunci când lucrurile astea se fac în general cu o viziune a statului român și a celor care înțelegeau foarte bine realitățile de aici, și ultima lovitură sigur că a fost în interiorul partidului. Pentru că atunci când ai o garnitură condusă de Anatol Șalaru și atunci când mergi oricând în teritoriu și ești apostrofat de faptul că ai o asemenea personalitate în partid și încercând să dai la o parte, atunci deci îți dai seama că indiferent dacă omul este sau nu corupt, pur și simplu acest lucru te trage înapoi. Asta a fost, au fost marele bătălii care n-au permis să dezvoltăm deci o partidă. Dincolo de fapt ceea ce spunea și Vitalie Ciobanu, această încredere în faptul că unica opțiune la moment pe care de fapt au susținut-o și partenerii occidentali, pentru că întreaga susținere a Uniunii Europene a fost pentru Maia Sandu și partidul ei. Deci este foarte greu în Republica Moldova să conduci un partid unionist care aparent luptă împotriva ceea ce se numește totalitatea moldovenească. Pentru că ambasadele străine, deci toată susținerea care vine pentru alte partide stataliste, nu vine pentru partidele unioniste. Da. Niciodată nu vine, să știți. Și partidele unioniste au de făcut, de fapt, o partidă grea. Ce am reușit să facem, și am făcut-o, eu cred că foarte bine, au fost campaniile de promovare a identității românești și avantajelor pe care noi le-am oferit cetățenilor Republicii Moldova prin ceea ce înseamnă reunirea cu România. Și lucrul ăsta a reușit pentru că eu personal am fost în peste 500 de localități.
în care am 300 dintre care au fost caravana cărții și în care am intrat în oricare școală, liceu, vorbim cu oamenii care sunt avantajele acestei uniri. Asta putem face ca lideri unioniști, ca intelectuali care ne asumăm această cauză de promovare a românismului. Din punct de vedere politic, însă vă explic cum stau lucrurile și cum va fi pe viitor atunci când vom încerca să judecăm un partid unionist. Da, vreau să ne spuneți cum e și în România cu ideea unirii. Și aici o să vă întreb din două puncte de vedere, dacă pot să zic așa. Pe de o parte, ne interesează ce zic politicienii la nivelul clasei politice românești, dacă există, măcar dacă se discută în mediul politic, și la nivelul societății, dacă există sondaje, evident, niște prospecțiunea societății, ca să înțelegem dacă România ne vrea în general, ca societate. O să încep prin a-i da dreptate domnului profesor privind expunerea dumnealui în ceea ce privește România. Da, apartenența la NATO și la Uniunea Europeană ne-a maturizat forțat. Cumva independent de voința elementului politic aflat la guvernare, pe secvențele electorale, aceste două parteneriate, zona de aliați, zona de membru a Uniunii Europene, ne-a făcut să respectăm niște reguli funcționale a unui stat corect. Mai avem mult de muncă până a ajunge în acel ideal. Dar toate acestea ne-au creat o perspectivă. Nu mai este, și dacă discutăm despre unire, nu e destul doar o declarație politică. E covârșitoare poziționarea politicienilor vis-a-vis de unire, pro-unire. Dar cum o facem? Cum o facem? Cum aducem standardul de viață al Republicii Moldova să fie apropiat de cel al Uniunii Europene? Pentru că nu discutăm în momentul de față cu o unire doar cu România. Moldova este într-o ipostază, într-o fereastră de... nu neapărat norocoasă, o fereastră deosebită de timp. Pentru că în momentul de față se forțează și se pune pe masă un parteneriat cu întreaga Europa, nu numai cu România. Se pune la dispoziție o piață comună, un mediu de afaceri la dispoziția ei, rețele de transport, siguranță, securitate socială. Sunt lucruri de care noi nu putem să stăm deoparte și să ne uităm la Republica Moldova că noi le avem și ei nu le au. Chestiile astea te dor. Te dor firesc. Pentru că nu avem numai prieteni, nu avem numai rude, dar sprijinul României a fost unul constant și poate era mai mare dacă și aici la Chișinău era un climat politic care într-adevăr, să spună, vreau. Da. Pentru că, prietenos. Da, și, exact. Și e o mare problemă, pentru că sprijinul acesta nu a fost, cum să spun eu, îți trimit bani ca să stai în banca ta, să stai acolo și să stai deoparte. Sprijinul ăsta a fost pe niște măsuri corecte și concrete pentru ridicarea și îmbunătățirea condițiilor sociale pentru poporul moldovean. Nu au fost pentru altceva. Poate unora nu le-au convenit. Și vă dau dreptate, și dumneavoastră. Nu le-a convenit. Poate și nici la noi în România nu a fost un climat politic destul de stabil încât să insiste și să cumva să stabilească legături mai bune. Dar haideți să vedem ce avem de făcut în momentul de față. Există disponibilitate, există sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova, există sprijinul tuturor partenerilor pentru ca România să ajute în plus Moldova. Da, suntem beneficiari unui mare fond, dacă discutăm despre PNRR și exercițiu financiar nerambursabil pe următorii 7 ani. Asta înseamnă că România va avea mai mulți bani nerambursabili pe investiții, adică îi vor rămâne mai mulți bani la bugetul de stat. Asta înseamnă un sprijin considerabil mai mare pentru Republica Moldova. Dar trebuie să o facem și o vom face pe niște reguli ca și până acum. Deci, discutam și astăzi și discutam și la Micleușeni și discutam și cu mai mulți colegi parlamentari de aici și am spus, hai să fim sinceri unii cu ceilalți. Unirea a început. În momentul în care s-a dat acea semnătură pe acel document că da, devenim țară candidată, în momentul în care Republica Moldova și-a asumat niște pași, atunci nu a venit doar cu obligații față de Uniunea Europeană. În spatele acelei semnături este sprijinul României și a tuturor partenerilor pentru ca Moldova să ducă toți aia 10. Da, dar dacă iată ne uităm pe aceste întrebări care curg aici, o să vedeți întrebări firești care vin și eu înțeleg foarte bine ce spuneți dumneavoastră. Uniunea Europeană e șansa Moldovei în momentul acesta, dar oamenii întreabă
Foarte simplu. De ce nu folosim această scurtătură, România, care e și membru NATO, e și membru al Uniunii Europene? De ce nu o folosim? Foarte multe elemente politice au dat, au folosit cuvintul unire și vorbesc din partea noastră a României. Nu a fost numai partidul domnului Băsescu, au mai fost și alte entități politice care au avut doar ca scop obținerea unui scor electoral. Uh-huh. Să fim sinceri. Și au folosit și au dus în derizor acest lucru. Pentru ca să facem unirea, și o spun în fața dumneavoastră cu toată sinceritatea și în fața și a românilor și a moldovenilor, nu e destul să facem declarații politice. Suntem o nouă generație de politicieni, suntem responsabili și pe noi ne doare și căutăm răspunsuri cum să o facem. Nu mai este problema dacă o vrem sau nu o vrem. Da, o vrem, asta este indiscutabil. Așa. Haideți să o grăbim mai repede acum. Uh-huh. Pentru că acum este momentul, pentru că acum avem cu toții aceleași probleme. Și pe energie, și pe securitate, și greutăți ale oamenilor, și greutăți ale statelor. Haideți să stăm împreună, să le rezolvăm împreună, să ne ajutăm unii pe ceilalți și să grăbim acest parcurs european. Pentru că, dincolo de toate profețiile care au apărut în ultimele zile, cu 20 de ani, cu alea, cu alea, da. Sunt mult prea expirate și depășite și extrase din contextul actual. În momentul de față, o întreagă Europa își schimbă conceptul geostrategic. Se creează această independență de Federația Rusă. Se scapă de sub influența și de sub șantajul care a fost tot timpul aici. Și nu discutăm de ultimii 30 de ani. Simțit. Discutăm despre de la al doilea război în coace. Da. Scăpăm cu totul de acest monstruos șantaj. Da? Și nu o putem face decât împreună. Ăsta este momentul ca Moldova să pună piciorul pe accelerație și să definitivăm acești pași. Are tot sprijinul în conform protocolelor instituționale și acordurilor bilaterale dintre state. Pentru că aici se ajunge. Aici se ajunge. Că niciun cetățean, nici moldovean, nici român nu poate să pună semnătura pe un act care să livreze niște bani de la bugetul de stat acolo. Tot guvernul României sau guvernul Moldovei o poate face. Deci, haideți să luptăm pentru o voință politică care, într-adevăr, să-și dorească acest lucru și să scurtăm acest parcurs european. Sunt mulți care dau astfel de profeții. Sunt mulți care spuneau, Moldova va fi a doua. Să știți că asta. Uite că nu s-a întâmplat așa. Nu s-a întâmplat așa. De ce? Pentru că... A doua invadată. Domnule profesor, cum eram atunci când a fost despărțită Basarabia și Bucovina de România? Cum era Franța? Cum erau Germania? Cum erau aliații de azi din NATO? În ce situație erau? Erau îngenunchiați. Erau striviți ba de naziști, ba de bolșevici. Ei, acum fereastra asta de temporală ne prezintă într-o altă situație. Acum discutăm, vine NATO și sprijină Ucraina. Uniunea Europeană întreprinde măsuri. Asta înseamnă voință comună. Cu toate că toate țările au aceleași probleme, uite că suntem umăr lângă umăr și tragem împreună. Și ba din potrivă spunem că Moldova nu este următoarea. Moldova nu este următoarea pentru că Ucraina nu face da, pentru că noi ajutăm Ucraina ca să stea în fața cizmei rusești și să nu se lase strivită. Asta este realitatea. Poate nu sunt nici atât de... N-am o experiență profesională sau politică ca dumneavoastră, dar vă spun de la firul ierbii. De așa se simte în România. Și dincolo de toate să nu mai spună nimeni că stăm departe de unire și că nu dorim ca Moldova. Asta este o aberație folosită politic și un fake, nu mai ordinar. Mai am o întrebare legată de România și unire, dar după pauza de publicitate, pentru că nu vine peste noi. Publicitate și revenim. We'll be right back.
Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el alt duce în partea și el alt. Satul nostru a murat cu totul altfel decât cu moriștile este atâle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Vreți. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai mult valut din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numără de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când a să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Harta. De a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Я произошло. Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Maria a fost bombardat de către armata rusească. Ieși на улицу, как будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студента. Крылей Костя, да мы можем. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хочу, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ. В прямом эфире с понедельника по четверг в 21.30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de... Revenim. Am zis că doar o chestie vreau să vă mai întreb încă legat de factorul ăsta unionist și după asta mergem spre energetică și spre ajutorul concret pe care România ne-l oferă și acum, da, și în trecut. Noi
Am văzut campanii electorale, mai ales ultima a fost una foarte agitată, unde am avut un actor politic aur. Ajutați-ne să înțelegem ce e cu acest aur pentru oamenii care ne privesc. Să înțelegem ce jocuri face și dacă este partidul unionist așa cum se pretinde. Pe mine mă întrebați? Da. Ajutați-ne dumneavoastră să înțelegem cu ce e acest aur. Pentru că dumneavoastră în ultimii 30 de ani v-ați luptat cu influențele rusești mai mult decât noi și ați fost direct în contact cu ele. Deci experiența dumneavoastră este relevantă. Foarte interesant. Perspectiva politică este una cruntă. Da, este un partid care este susținut și susține interesele pro-ruse prin diverse manifestări populiste. Populiste. Dar e partidul unionist. Și duce partidul unionist, partidul așa declarat zice. Unionist. Una este să te declari unionist și să înțelegi și să aplici valorile adevăratei uniri, adică atunci când Moldova și România să fie împreună, și alta este felul în care te manifesti și ce faci pentru treaba asta. Da? Pentru noi este clar. Și asta am văzut-o în Parlamentul României. Am văzut acolo criticând prezența trupelor aliate pe teritoriul României, criticând sprijinul pe care România îl oferă Ucrainei și tot felul de alte chestii care cumva stați deoparte. Noi, România, trebuie să stăm deoparte pentru că altfel vine fratele rus și pățim cum am pățit în al doilea război mondial. Da? Atunci când toate statele aliate erau dezbinate și îngenunchiate. Și da, atunci a dispărut și Bucovina și ne induc politic prin diverse mesaje, încearcă să inducă politic prin diverse mesaje de genul acesta, simplu fapt și supremația Federației Ruse. Da? Indiferent cât l-ar critica pe Putin, cât ar face, totuși induc în rândul populației o asemenea termen. Să stăm cu minți, să stăm în banca noastră, pentru că altfel o să fie mai rău pentru noi. Uh-huh. Nu este adevărat, pentru că România nu mai este în situația aceea. România, în momentul de față, este stat membru NATO, este stat membru al Uniunii Europene, are tot dreptul să ajute un popor greu încercat și un popor al cărui copii, al cărui bătrân mor sub bombele rusești. Da, este dreptul nostru și este și dreptul nostru să ajutăm Moldova. Și prin sprijinul pe care îl oferim și pe care toți aliații îl acordă Ucrainei, securizăm și situația din Moldova. Adică dăm amenințările deoparte și blocăm impactul Federației Ruse spre acest lucru. Da, despre situația cu război o să mai discutăm un pic mai încolo. Vreau să vorbim un pic de energetică, pentru că cele două pene de curent care au fost ne-au arătat că suntem foarte vulnerabili la acest capitol și întrebarea firească este cum ne-am pomenit noi în 2022, după 30 și ceva de ani de independență, ne-am pomenit că nu avem conexiuni energetice pe bune cu România. Ce au făcut guvernările care s-au perindat la putere în Republica Moldova în toți anii ăștia? Deci noi avem singurele conexiuni directe pe care le avem, sunt trei linii de 110 kV, care înseamnă 8% din necesarul Republicii Moldova. Atât pot să acopere aceste linii de tensiune înaltă. Deci nu avem linii de 350, nu avem linii de 400 kV. Ce s-a întâmplat? Ce am făcut? De ce n-am construit? Simplu, răspunsul e foarte simplu și eu cred că e la vedere. În 30 de ani, Federația Rusă a corupt strategic elitele Republicii Moldova pentru a le determina, fie financiar, fie prin fișa de post pe care au avut-o mulți dintre nomenclaturiștii neocomuniști sau chiar agenți direcți, unii dintre care au stat în Parlamentul Republicii Moldova vreo 6 mandate. Știm foarte bine la cine mă refer. Uh-huh. L-am deconspirat chiar aici, în studioul Jurnal TV. Și atunci această corupere s-a făcut într-un raționament de a funcționa o schemă simplă. Federația Rusă deține monopolul absolut la gaz și Transnistria la curent electric și funcționează o schemă de 30 de ani foarte simplă. Gazpromul livrează gaz Republicii Moldova, Republica Moldova îl transmite în cea mai mare parte de două ori mai mult regiunii transnistrene, care la rândul lor produce curent și care îl vinde Republicii Moldova. Mai mult decât atât, această schemă lucrează
în avantajul oligarhilor ruși care dețin majoritatea marilor companii și întreprinderi din regiunea transnistreană. Mă refer la Râbnița, la Tirotex, la centrala de la Cuciurgan, care sunt proprietăți ale oligarhilor ruși și care, atenție, exportă în Uniunea Europeană de 4 ori mai mult decât în Rusia. Deci petrol, asta, energie electrică inclusiv. Și evident, această schemă s-a făcut prin complicitatea autorităților de la Chișinău. Ele au pornit sub aceste auspicii și noua guvernare, doar că războiul a schimbat paradigma. Și i-au obligat, din cauza acestei ultime bătălii pe care Rusia o dă împotriva guvernării pro-europene, să construiască această alternativă, care s-a dovedit a fi unica soluție și, de fapt, ne-a arătat că se putea. Mult mai devreme. Da. Noi știm foarte bine prezența unui fost agent KGB, ministru al economiei, care a făcut această țavă de gaz de la Iași la Ungheni în vreo 8 ani de zile. Deci această țavă, care ar fi trebuit de mult să creeze o alternativă pentru sistemul energetic și de gaze a Republicii Moldova, și ar fi fost mult mai simplu pentru Republica Moldova acum să aibă această posibilitate. România poate oferi, inclusiv prin această conductă de gaz, necesarul pentru partea dreaptă a Nistru. Da, și deci spus, partea dreaptă este foarte clar. 5 milioane pe zi. Noi avem de răspuns la o întrebare. Care este atitudinea și strategia noastră față de regiunea transnistreană, care nu poate avea gaz fără Republica Moldova? Are capacitatea Republica Moldova și guvernarea ei să pună piciorul în prag și să negocieze cu Rusia condițiile prin care se va livra regiunii transnistrene gaz? Pentru că acum, în momentul în care noi ne rupim definitiv de Federația Rusă, sper eu, regiunea transnistreană rămâne la discreția Chișinăului. Asta este adevărul simplu explicat pentru cei care trebuie să înțeleagă realitățile legate de acest paradox al sistemului energetic. Da, revin la declarația pe care ați făcut-o și la declarația făcută de domnul Ciucă cu ceva timp în urmă, cred că la începutul lunii octombrie. El a spus foarte clar că țeava sau conducta Iași-Ungheni-Chișinău este plină, este sub presiune și România poate începe să livreze gaz în orice moment Republicii Moldova dacă se întâmplă că Gazprom sistează în totalitate livrările. Și a spus atunci domnul Ciucă în felul următor. Noi putem să livrăm Republicii Moldova 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, dar nu mai mult. Și nu a urmat nimic după asta. Noi toți am zis, într-o săptămână, două, probabil o să avem un contract de lungă durată cu România de livrarea gazelor naturale. Nu s-a întâmplat. Și vrem să vă întrebăm, poate știți de ce? Pentru că un astfel de contract pe noi ne-ar fi, putea să fie și formal, dar ne-ar fi avantajat foarte mult în negocierile cu Gazprom. Deci când ai un alt furnizor, negociezi altfel cu cel care încearcă să te șantajeze. De ce nu a urmat nimic după această declarație a domnului Ciucă? Păi negocierile cu Gazprom au în față un potențial furnizor clar. În momentul de față avem un gazoduct funcțional care a fost umplut și, când spun umplut, nu e un lucru foarte simplu să umpli un gazoduct de dimensiunea asta. Pentru că acum ceva vreme, când Moldova a cumpărat gaz de pe piața europeană, pentru că la fel a fost o presiune și o fricțiune la Gazprom, ca să-l aduce Moldova, atunci cumva trebuie să-l aduci printr-o conductă, dar care o conductă trebuie să o amorsezi. Adevărat. Atunci a intervenit România și a spus, luăm din rezerva noastră și amorsăm tot acest traseu, nu este problema voastră, putem să facem transferul, iar treaba voastră este doar transferul dintr-o parte în alta. Deci nu, ăsta a fost unul dintre... În momentul în care România și-a exprimat disponibilitatea, automat Gazprom știe că va trebui să joace în regulile Moldovei. Pentru că altfel, Moldova, foarte simplu, are un partener și un frate de nădejde acolo care poate să o ajute oricând. Și acum ne întrebăm și noi, oare trebuia să urmeze ceva după declarațiile domnului prim-ministru sau nu? Cum este mai în avantajul Republicii Moldova? Dar furnizorul este acolo, livrarea poate fi începută imediat, nu este nicio problemă. Presiunea este la Gazprom. Pentru că România este incontestabil un furnizor care va livra în orice moment la solicitarea Republicii Moldova.
Aici este o chestiune care trebuie să o spunem. Republica Moldova are semnat contract cu Gazprom până în 2026. Da. Deci asta a fost și este în continuare această relație. Dar contractul nu ne obligă să luăm numai de la ei. Ba da. Nu. Deci contractul prevede exclusivitate. Nu. Nu. Am discutat aspectul ăsta cu domnul Spânu. Ne-a asigurat că nu este exclusivitate. Dacă noi găsim... și cu domnul Ceban de la Moldova Gaz am discutat aspectul ăsta. Dacă noi găsim gaz ieftin în altă parte, nu avem nicio problemă să cumpărăm de unde ne tună nouă și de unde găsim parteneri. Da. Prețul la gaz, problema. Asta era, da. Gazul românesc se spune că ar fi mai scump. Sau bun, s-a scumpit în general gazul pe piața europeană, pe piața internațională. Și da, Gazpromul evident că ne șantajează. Avem alternativa românească. Cred că suntem acum într-un punct în care se va decide într-un fel. Autoritățile noastre ar trebui să aibă curajul și inteligența să iasă din faza asta de tatonare și de pândă perpetuă, să decidă, da, în același timp. Iată, să le spună rușilor, din momentul, deci nu vreți, ne reduceți livrările, avem, știți foarte bine și voi, avem gaz românesc de pe piața europeană. Am mai făcut niște stocuri. Am făcut stocuri, deja s-a anunțat că avem pentru două luni de iarnă stocuri suficiente, așa că la ce vă folosește la urma urmei vouă, rușilor, să reduceți livrările de gaz, că pierdeți niște bani. Nu? A mai fost și problema cu auditul ăla pentru pretensa datorii a Moldovei la gaze. Nu, ei motive dacă vor găsesc. Asta am noi... și o întrebare pentru dumneavoastră și aș vrea dacă se poate să mă rând. Discutați despre regiunea, așa este regiunea transnistreană. Cât plătesc ei către Gazprom pentru gazul care le este livrat și transformat în curent electric? Ei nu plătesc nimic pentru că toți banii se duc într-un cont special care menține bugetul regiunii separatiste. Regimul separatist. Acum discutăm despre un șantaj pe față al Gazprom care jonglează cu prețurile astfel încât să pur și simplu să condiționeze o națiune sau alta, un client național sau un alt stat. Da? Dar asumarea României este fermă și nu numai cu furnizarea, dar și cu gestionarea unor rezerve pentru Republica Moldova în depozitele românești. Da, asta am înțeles că sunt. Republica Moldova a închiriat cumva acele depozite sau o parte din depozite pentru a stoca anumite cantități de gaz în România și în Ucraina mai avem. Și mai este momentul de față. Deci problema nu este de preț, este de disponibil. Câtă cantitate va fi consumată și dacă într-adevăr putem să asigurăm întreaga cantitate la nivelul Uniunii Europene sau la acelor state care au nevoie de el. Dar România, în momentul de față, continuă investițiile în zona Mării Negre. Da, vom avea resurse suplimentare și din această parte, care pot suplimenta nivelul de stoc care este necesar pentru populație și pentru Republica Moldova în contextele stabilite de statul român. Domnule deputat, dacă îmi permiteți să pun și eu o întrebare. Sigur că da. Ați pomenit de exploatările românești de gaze din Marea Neagră. Probabil că ele se vor putea desfășura în deplină măsură abia după ce se vor liniști lucrurile în Marea Neagră. Nu. Ține de zona economică a României, strict de noi. Iar siguranța în Marea Neagră ne preocupă constant. Rusia poate perturba cumva aceste lucrări de foraj și de... După ultimele săptămâni și după ultimele asumări ale statului român și respectiv ale Ministerului Apărării Naționale, devenim una dintre cele mai... Ce să vă spun? România este pilon de stabilitate pe flancul estic al Europei. Da. Bazinul Mării Negre și securitatea în zonă ne preocupă la modul vital. Pe noi ca națiune, dar și ca aliat și membru NATO. Da? Aliat NATO și membru al Uniunii Europene. Deja discutăm despre, și asta vă spun de pe acum, va veni propunerea de buget pentru MAPN de la 2% bugetul României la 2,5%. Noi vom vota pentru. Vom vota pentru și vom vota pentru orice proiect de înzestrare a armatei care, într-adevăr, asigură relevanță în tot acest context NATO, dar și pentru securitatea regiunii. Bazinul Mării Negre, dincolo de toate, acolo poate mulți spun că într-un fel sau altul, dar România este pilon de stabilitate la Marea Neagră. Iar aceste exploatări sunt în platforma economică, în spațiul economic al teritoriului românesc. Și în plus, summitul de la Madrid a declarat zona Mării Negre ca zonă strategică pentru alianță. Da. E clar. Trebuie să mai luăm publicitate. După publicitate discutăm și despre
impactul războiului asupra securității Republicii Moldova și despre felul cum poate România să ne ajute în eventualitatea unui greu mare care ar putea să vină peste Republica Moldova. Publicitate și revenim. Zic așa, îl beți, una din voi rămâne și pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru mă arată cu totul altfel decât cu moriștile astea tăile. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hre. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numără de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta. De a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Постреляли побить. Вот скажите, куда мне ехать?
Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Vedeți la ulicu, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Крылья и косы для моего мам. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperite aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș, fără îndoială, este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din mari actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile Valorile, duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. În curând, în casele voastre, la Jurnal TV. Eu o să mai vă supăr răscrivă. Revenim cu ultima parte și o să o dedicăm securității mare parte și în contextul războiului de la graniță. Există voci, inclusiv la Chișinău, care spun că noi, de fapt, cam irosim acest timp în care Ucraina rezistă și nu încercăm măcar să ne punem securitatea la adăpost, nu încercăm măcar să renunțăm la această neutralitate care este sfidată oricum de Rusia. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră este ce mai putem să facem, dacă putem să facem ceva în sensul ăsta de aici încolo, că până acum se vede că am mizat pe neutralitate. Da, neutralitatea nu ne-a ajutat la nimic, se vede. În prima fază a războiului, cumva, puteam avea iluzia sau autoritățile vorbeau, aveau discursul ăsta că neutralitatea, rușii nu o să ne atace, că suntem stat neutru. Da. Și multă lume, noi așa că moldovenii sunt buni, pașnici, de ce să ne atace rușii? Când noi suntem oameni buni, buni cu toată lumea, ospitalieri, oare de ce ne-ar ataca rușii? Dar ucrainenii nu erau și ei buni, nu erau și ei pașnici, că sunt, slavă Domnului, bieții de ei, da, sunt scutul nostru. Deci șușaneaua asta nu ține, e clar. Iar doamna președintă Maia Sandu zicea că da, ne lipsesc 4 voturi în Parlament ca să avem o majoritate constituțională. Ca să poată schimba Constituția. Constituția. Dar am mai spus-o, noi nu o să avem în viitorul previzibil, sau mă rog, să dea Dumnezeu, dar nu cred, o majoritate pro-europeană mai bună, mai numeroasă, mai... Da, cred că asta robustă e decât cea de acum. Șansa șanselor. Exact. Exact. Deci spuneați mai devreme de fereastra asta de oportunitate și că nu prea facem nimic. Trebuie găsite soluții la o situație insolită, pentru care sigur nimeni n-a fost pregătit. Actuala putere, nu-i putem reproșa faptul ăsta că nu are niște ași în mânecă, nu? Vorba domnului Ghimpu de cândva. Ea nu era pregătită să guverneze în condițiile de război, în condiții de crize, peste crize. Da, ei au venit la putere pe un discurs anticorupție, pe o fază care acum ni se pare aproape
Nu știu, de telenovelă. Contează. A contat. Sigur că doar așa au putut câștiga alegerile. Da, sigur că da. Problema aia era principală. Da. Acum moldovenii se gândesc mai degrabă la război, teama de război și prețurile astea. Și copleșesc. Iar problema, da, corupția a trecut cumva pe un plan secund. Ia treia, m-am uitat azi în sondajul Bob. Sondaj, da. Așa că trebuie găsit o soluție. E o majoritate bună, confortabilă, lipsesc câteva voturi. E, iată, aici ar trebui să intre pe teren oamenii cu idei, cu imaginații și care nu se tem să ia niște decizii, poate cumva, care o să deranjeze, eu știu, clasicele noțiuni de bine și rău, ca să mă exprim așa mai parabolic, dar e nevoie. E nevoie că politica la se face... La nivel parlamentar aveți în vedere? Am în vedere la situația Parlamentului, da. Aha. Parlamentului, cum sunt dispuse mandatele. Sunt niște cetățeni socialiști acolo, sunt niște care au cetățenie română, poate. Da, care au dosare. Da, sunt niște cetățeni disponibili. Și care pot fi convins. Nu, pentru ca să mergem pe varianta asta, trebuie să-l aducem pe Plahotniu, că numai el lucrează cu metode astea. Da, dincolo de glumă, asta este situația. Acum trebuie rezolvată problema asta. Că nu s-a, că lumea privește la NATO, există mentalitatea asta profund păguboasă în Republica Moldova, da, susținută de sovietici, că NATO este bau-bau, este ucigăltoaca, că NATO vrea, este imperialismul american. Clișeile astea încă mai persistă. Și aici aș face o observație, un reproș poate așa prietenesc, amical către televiziunea publică, către compania Teleradio Moldova, să desfășoare niște programe de informare a populației cu privire la ce înseamnă Alianța Nord-Atlantică, exact, ce înseamnă neutralitatea. Dacă a fost ea bună cândva, dacă nu cumva a fost o diversiune rusească. Oamenii trăiesc cu stereotipurile, de acord cu dumneavoastră. De ce acum nu facem nimic? Da? Da, uita, da. Acum dumneavoastră vorbeați sau nu. Cred că am citit sigur împreună acest sondaj BOP și am văzut că susținerea moldovenilor pentru războiul din Ucraina, adică susținerea 32%. Viziunea pro-rusă, da, asupra acestui război este de tocmai 32%. Deci 32% dintre moldoveni susțin agresiunea Rusiei în Ucraina. Adică asta îmbrățișează viziunea... Cifra asta m-a șocat. Da, că naziștii sunt la Kiev, că Putin de fapt apără Rusia atacând Ucraina, da, așa, pe după ureche, da, nu mai înțelege nimic. Rușii. Apără rușii din Ucraina. Da, nu, este o aberație totală și lumea înghite asemenea chestii. Da. Și aș vrea să pun o întrebare și Consiliului Coordonator al Audiovizualului, că tot s-a dezbătut propaganda rusă, dar că în Moldova efectele propagandei ruse. Dar parcă știm că emisiunile informative și talk show-urile rusești au fost cumva eliminate de pe grila de emisie din Republica Moldova. Atunci, de ce canale mai intră propaganda rusă? Cum se mai îmbolnăvesc? Cum mai sunt influențați cetățenii noștri de clișeile astea ale propagandei ruse? Îl văd pe Soloviov, pe Simonian, pe Balaure, ăștia... Bun, ăștia apar pe rețele în mare parte, dar eu vreau să vă spun că, nu știu, dacă mergeți cu mașina, dacă butonați dimineața, o să prindeți Radio Pridnestrovie în Chișinău, prinde fără nicio problemă. Deci, da, aici e un reproș de adresat actualei puteri, de ce nu închide aceste guri de canal ale, da, propagandei ruse. Pentru că își sapă, de asta fapt... Asta este efectul, sigur. Asta e, da, efectul. Trebuie luate măsuri drastice, nu ne mai putem ascunde, e clar. Putin nu ne vrea, Putin ne privește ca pe o, cum să zic, vorba lui George Simeon, Moldova e următoare. Da, da, da. Cam asta, suntem așa, un iepuraș în gura șarpelui boa și numai ucrainenii ne apără de o invazie rusească. Așa că nu ne mai putem ascunde după dege, trebuie luate măsuri drastice, radicale. Avem Alianța Nord-Atlantică alături de noi, nu o să mai fim, nu o să mai trăim în 28 iunie 1940. Am avut această temere la 24 februarie anul ăsta, când a început invazia. Am zis, aoleu, și asta a fost tot? Aici s-a sfârșit, da, destinul nostru cam independent? Cam toți ne-am gândit la asta. Da? Ce facem? Când auzeam bubuiturile cele în dimineața respectivă. Ei, acum teama s-a mai diminuat, da, ne-am mai obișnuit cu ideea asta, că trăim în vremuri primejdioase și îi mulțumim națiunii ucrainene că rezistă eroic și aici ar trebui realmente să ne revizuim toată viziunea noastră legată de Ucraina. Pentru că, da, ei apără și Europa și Republica Moldova. Iar autoritățile noastre, în sfârșit, să se hotărască să facă ceva mult mai concret și mai drastic în direcția asta. Nu se mai poate să stăm așa și să, nu știu, cântărim lucrurile veșnic, dilematice. Nu se mai poate. Da, dar ce spune Uniunea Europeană, România?
Noi avem nevoie de neutralitatea asta sau nu? Noi sunt... Noi, Republica Moldova. Nu, dacă discut din punct de vedere al românului, da, cetățean, da, al României și al Uniunii Europene și mă uit așa, pot să zic foarte simplu că Putin este deranjat de Moldova. Da. În sensul următor. E foarte deranjat că tatăl ucrainian a pus mâna pe armă și s-a dus să lupte împotriva soldatului rus, aha, trimițându-și soția și copiii în siguranță în Moldova, unde și-au găsit un cămin și-au găsit protecție. Și omul ăla a fost dârz acolo pe front și nu a putut fi nici speriat, nici demotivat prin amenințări la adresa familiei. Și nu a fost un singur tată, sunt milioane de tați. Da. Da? Foarte deranjat, o văd o Rusie foarte deranjată că scenariul din Transnistria nu s-a pornit. S-a apăsat butonul, dar nimeni n-a răspuns la telefon pe partea cealaltă. Oare de ce? Și probabil că este foarte nemulțumit și supărat pe Moldova, pe România și pe restul Uniunii Europene pentru toată povestea asta. Sunt lucruri pe care putem doar să le bănuim, dar sunt lucruri care, de fapt, nu s-au întâmplat. Să mai deschizi încă un front în coasta Ucrainei sau o zonă de instabilitate, cu o instabilitate accentuată, era o lovitură imensă pentru Ucraina. Dar aceste lucruri nu s-au întâmplat. În același timp, eforturile aliaților și a țărilor civilizate către Ucraina pentru sprijinirea ei se înmulțesc pe zi ce trece și Federația Rusă Federației Ruse îi lipsesc și lui Putin îi lipsesc armele de șantaj, mijloacele prin care poate să-i condiționeze pe ucrainieni dincolo de calea armelor. Adică mijloacele sociale de care discutam sau zonele de diversiune, prin care putea să accentueze și să îndrepte atenția resursele din Ucraina către alte locuri. Sunt lucruri care, de fapt, sunt contexte de război, pentru că un război nu înseamnă doar să ne împușcăm unul pe altul, sunt și concepte hibride, concepte economice, care intervin ca să dea succes unei agresiuni. E, uite că nu le iese. Iar Moldova, în tot acest context, are un rol foarte important. Și eu le mulțumesc felul în care au lucrat administrațiile publice, cum am lucrat cu refugiații. Vă spun drept, am descoperit niște măsuri pe care aici în Moldova s-au luat pentru gestionarea refugiaților, baze de date, proceduri pe Ministerul Afacerilor Interne, pe care noi acum încercăm să le implementăm în România. Și vă povesteam de acele lucruri că toată lumea spunea că România e așa și Moldova este mai jos. Sunt lucruri la care Moldova este mult mai dezvoltată, este cu un pas înaintea noastră. Și uitați cum și situația a contribuit la acest lucru. Pentru că acele măsuri trebuiau implementate. Trebuiau pentru că era primul gestionar a acestui val de refugiați, a acestei crize umanitare. Și oamenii din Moldova au reacționat foarte bine. Iar autoritățile s-au mobilizat. Mi-e groază de acele zile să fi fost aici și să fi văzut munca desăvârșită sau efortul care s-a depus. L-am simțit noi foarte puternic în România. Și vă spun că l-am simțit la propriu. Și mă gândeam, oare acolo, în prima linie, cum se simte acest show. Dar, pe linie instituțională, s-a colaborat foarte bine și, în momentul de față, chiar putem să luăm exemple de la ce a implementat, mai ales pe afaceri interne, în anumite privințe, guvernul Moldovei și chiar îmi doresc să fie replicate în România. Și vă spun că lucrez la chestia asta și nu e departe. Adică nu vorbesc de acum o lună, două, ci săptămâna trecută. Da? Sunt în Comisia de Apărare, țin foarte aproape de colegii noștri din Parlamentul Republicii Moldova pe zona de apărare, pentru că în momentul de față este o cooperare la nivel parlamentar fantastică, foarte accentuată. În momentul de față chiar există dialog parlamentar și vă spune unul care a încercat să spargă linia asta de dialog parlamentar, să deschidă discuții în ultimii 4 ani. Totul a fost aproape blocat până când s-a schimbat puterea. Evident. Deci, și am încercat, eram copreședintele Comisiei pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, am lucrat o perioadă, după aia un blocaj total. Blocaj total. Indiferent de demersurile pe care încercam să le facem, colegii noștri parlamentari care erau aici în această comisie, erau pur și simplu blocați de o majoritate parlamentară toxică. Da. Da. Și mai spunem că de ce nu s-au întâmplat lucruri. Uitați de ce nu s-au întâmplat lucruri. Iar cetățenii Republicii Moldova trebuie să știe chestia asta. Pentru că vroiam să ajutăm, vroiam să derulăm proiecte, vroiam să aruncăm bani din acel program de 100 de milioane de euro și ne loveam de un blocaj politic, de condiționări. Da? Și până la urmă, mă gândesc că noi ar trebui să ne concentrăm asupra acestui segment de 30%. Eu nu cred că
invazia militară a Republicii Moldova este un pericol iminent. Și sigur, noi suntem o victimă a neutralității. Pentru că asta a fost o altă cacealmea în care Federația Rusă ne-a băgat, dincolo de monopolul și altele chestiuni care... Deci neutralitatea a fost o chestiune pe care Rusia a salutat-o și Rusia n-a respectat-o. Da. Pentru că asta a însemnat îndepărtarea de România, de NATO, de alți parteneri. Dar dați-mi voie să cred că după prezența domnului Nicu Popescu la București, la summitul NATO, Republica Moldova nu cred că mai este un stat neutru. Din punctul meu de vedere. Și pe segmentul de neutralitate cu termenii folosiți și cu parteneriatul pentru pace pe care Moldova îl are cu NATO, se poate făcut foarte multe lucruri, deci fără să încalci prea mult chestiunile care țin de dotări și așa mai departe. Dar pe chestiunea de putinism avem foarte mult de lucru. Pentru că asta este marele pericol. După eșecul operațiunii lui Putin în Ucraina, Republica Moldova este o țintă politică foarte ușoară pentru Putin, ca el să pună deci, toate tunurile pe Republica Moldova, folosind oligarhia care este în plină transformare și folosind toate dificultățile economice, criza energetică, nemulțumirile pentru a canaliza aceste lucruri în direcția deci debarcării guvernării pro-europene. Deci aici, într-adevăr, este o chestiune extrem de importantă și aici contează foarte mult ajutorul pe care îl vom avea. El a fost accentuat atât la reuniunea de la Paris, cât și la întâlnirea miniștrilor de externe la București. Uh-huh. Susținerea explicită a Republicii Moldova pentru a depăși efectele crizei. Pentru că această sărăcie cronică care s-a creat în Republica Moldova 30 de ani și pe care PAS-ul nu poate soluționa, deci chiar să vrea, pe fundalul unei crize care ni s-a creat printr-o acțiune subversivă concertată, deci gaz nu vădem, curent nu vădem, inflație de peste alături. 30%, deci pentru Putin ar cădea foarte bine, deci o cădere a guvernării pro-europene pentru a spune că uitați-vă într-o țară care... Deci a asumat statutul de candidat, de fapt populația înțelege că e mai bine cu Rusia, că e gaz mai ieftin și energie și așa mai departe. Da, deci și a pândit momentul, iarna. Aici sunt marele riscuri ale putinismului, iar a doua problemă pe care vreau să o spun și apropo în legătură de, cu ce spunea colegul nostru, cel mai mare pericol dincolo de revenirea, poate n-ar fi... o revenire totală a forțelor putiniste, așa. Pentru că asta este complicat în condițiile în care totuși majoritatea pro-europeană este evident. Un pericol la fel de mare este și sunt guvernările hibride. Iar guvernările hibride care înseamnă mai avut. Care am asta mai avut. Uh-huh. Și care de fapt nu ne duc nicăieri. Pentru că ele conservă pe de o parte toate schemele. Intră în combinații. Deci noi am văzut ce a însemnat blocul acum și eventuale deci, coaliții care au dus pur și simplu la situații ridicole. Da. Așa, în care în cele din urmă s-au regrupat și au aruncat peste bord guvernarea pe care noi am considerat european. Acum este un moment foarte important. Cetățenilor Republicii Moldova trebuie să le explicăm nuanțat că există doar două opțiuni. Prima opțiune este cu toată banda oligarhică Plahotniuc, Șor, Dodon, Voronin, ceea ce înseamnă Rusia și tot ce înseamnă Putin și ce se întâmplă în Ucraina, sau suntem de partea guvernării pro-europene în jurul căreia trebuie să consolidăm toate forțele unioniste românești, pro-europene și așa mai departe, pentru ca noi să putem trece de această iarnă și să ne creăm premizele pentru niște realizări de succes în alegerile, pentru că în Moldova vor fi alegeri. Iar în Moldova, vectorul care s-a schimbat în 30 de ani de 7 ori, la noi nu sunt alegeri bazate pe ideologie, doctrină, la noi sunt pe orientare externă. Da. Și atunci, dacă reușim cu toții împreună să menținem acest curs nealterat, lucrurile vor merge, pentru că susținerea partenerilor noștri este totală. Deci asta este un mare avantaj pe care trebuie să-l înțelegem. România este alături de noi, iar noi avem statut de țară candidat. Ceea ce este cea mai bună noutate a anului 2022. Da, puțin timp mai avem. Cred că ultimul subiect, așa,
și destul de repede trebuie să-l discutăm pentru că suntem cam pe final, Transnistria. Eu am urmărit ultimele două interviuri ale ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova, care a lansat niște mesaje tare clare, eu le-am înțeles, numai că nu le pot descifra. Așa o să vă rog acum pe dumneavoastră să mă ajutați. Deci și domnul ambasador și consilierii domnului Zelenski, ambii, și domnul Podoleac și domnul Arestovici, au spus în felul următor. După victoria Ucrainei în războiul declanșat de Rusia, problema transnistreană va dispărea de la sine. Și spune domnul ambasador al Ucrainei, trebuie, sau domnul Podoleac, pot să încurc, zice, autoritățile actuale de la Chișinău trebuie să se gândească de pe acum ce va face, ce vor face cu capii regimului separatist de la Tiraspol după ce Ucraina va câștiga. Și ne sugerează că există undeva un plan non-militar de suprimarea acestei găuri negre numite Transnistria. Dumneavoastră, ce înțelegeți din toată treaba asta? Domnul Arestovici, cred că este cel care făcea un gest așa foarte elocvent, da. Da, care spunea, mă rog, în celebrele lui emisiuni video, da, că poate rezolva problema Ucraina. Nu, atunci se discuta despre un plan militar. Acum înțeleg că e vorba de un alt fel de plan care nu presupune război și așa mai departe. Da, foarte bine că nu presupune război, nu avem nevoie de așa ceva. Mi-aș dori însă ca autoritățile noastre chiar să se gândească, avem și un birou de tamai, birou de reîntregire condus de domnul Oleg Serebrean, vicepremier. Deci, cum să spun, un aport de inteligență și de expertiză, am presupune că există la această structură guvernamentală. Realmente, ce vom face cu Transnistria? Să ne gândim câțiva pași înainte. Dacă, har domnului, războiul se va termina, important e să nu se lungească prea mult și să nu ne tărască într-o mlaștină din care să nu putem ieși. Aici aș mai spune două vorbe apropo de alegerile care ne așteaptă. E nevoie într-adevăr de un plan pentru Transnistria, când nu putem merge în inerții. Chișinău mereu trebuia să reacționeze la planurile altora, la proiectele altora. Noi trebuie să avem, să soluționăm problema Transnistria, pentru că vrem în UE. Vrem în UE cu Transnistria nu intrăm. Așa, clar, și cum spun conducătorii noștri acolo, sunt cetățenii noștri, noi putem forța să nu admitem o criză umanitară, foarte bine, dar ei sunt deja în plină criză. Criză politică, ei sunt judecați. Dacă cineva dintre ei se adresează la procuratura noastră, imediat sunt înhățați și întemnițați în beciurile din Transnistria. Deci e o problemă gravă umanitară, de toate felurile. Da. Trebuie făcut. Domnul Rodeanu, sunt alegători. Foarte scurt. Foarte scurt și cine va înțelege, va înțelege. Așa. România nu recunoaște această regiune transnistreană. România recunoaște Moldova în granițile ei normale și mai spun atâta. Orice cetățean care are cetățenie română se supune și rigorilor legale ale statului român. Foarte simplu. Da. Există un plan și asta este evident. Deci timp de ultimii 20 de ani, deci au fost două strategii. Fie transnistrizarea Republicii Moldova, ceea ce înseamnă agenda rusească și anul 1940, deci prin care transnistrenii ocupă centralitatea. Fie planul european în care Republica Moldova integrează regiunea transnistreană. Din observațiile pe care eu le am, pentru noi va fi o problemă foarte mare integrarea Transnistriei. De aceea aici vom avea nevoie de susținerea plenară a României în primul rând, pentru că la nivelul filonului ideologic vom avea mari probleme în integrarea acestei regiuni. Sunt două civilizații, sunt două lumi total diferite și asta, deci, într-o perspectivă, cred, sper eu, optimistă, lucrurile se vor rezolva pentru că va exista și bunăvoința Ucrainei. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în această seară în Cabinetul din Umbră. Doamnelor și domnilor, încheiem aici. Ne revedem joi. Numai bine! Seara.